De la toamnă, două săli de clasă din cadrul acestui corp de clădire se vor umple de copii de clasa a 5-a, și asta pentru că conducerea Colegiului Național Ion Maiorescu a decis ca din anul școlar 2013-2014 să aloce 60 de locuri pentru colegiu, pentru clasa a 5-a, și vor mai avea parte bobocei și de o altă surpriză, și anume ținuta obligatorie pe care au votat-o colegilor mai mari și care în această vară se va confecționa la o fabrică din Giurgiu. Așadar vor arăta cu toții ca și elevi ai acestui colegiu și vor avea aici cele mai bune condiții de învățământ. Pentru ei va fi o mândrie, spun cadrele didactice ale acestui liceu, să învețe la acest colegiu de prestigiu din municipiu. Înființată acum mai bine de 10 ani, prima clasa a 5-a de la Colegiul Național Ion Maiorescu a format o generație de tineri cu rezultate excelente și de atunci toate promoțiile de tineri de clasa 8-a, absolvenți de gimnaziu, au întărit ideea conducerii de la Maiorescu că aceasta a fost o decizie bună. Anul acesta, pentru absolvenții de clasa 4-a din oraș, sunt disponibile nu 30, ci 60 de locuri la acest colegiu. Cei interesați fiind așteptați la secretariatul instituției de învățământ cu un dosar care să conțină o cerere tip, certificatul de naștere în copie și în original și o adevărată medicală cu vaccinările la zi. Termenul de înscriere este 21 iunie ora 12:30, până atunci fiind așteptate dosarele celor interesați să studieze în clasele 5-8 la Colegiul Național Ion Maiorescu. Dacă numărul doritorilor va fi mai mare decât al locurilor disponibile, conducerea liceului va organiza un concurs de admitere, cel mai probabil la două materii, și anume limba și literatura română și matematică.